Și-a întins o plapumă jos în fața Ministerului Muncii și vrea să rămână pe noapte aici. Este forma de protest pe care a organizat un pensionar din raionul Cahul. Bărbatul cere să-i fie revăzute ajutoarele sociale de stat, la care pretinde pentru că ar fi bolnav și în vârstă. De partea cealaltă, reprezentanții ministerului au creat o comisie ca să facă lumină în acest caz, dar concluzia încă nu este gata. De altfel, nu este prima dată când bărbatul protestează în același mod. În noiembrie s-a culcat pe jos în fața Ministerului de Interne. Grigore Tudose, în vârstă de 65 de ani, a venit dizi de dimineață din satul Zârnești, de unde este de Baștină, cu gândul ca să nopteze în fața Ministerului Muncii și Protecției Sociale. L-am găsit în drum chiar pe trotuar, unde și-a amenajat un pat. Cu două căciuli pe cap și cu o haină groasă, bărbatul s-a pregătit să facă față frigului. Spune că a fost la minister și acum o săptămână supărat că a fost nedreptățit în privința ajutoarelor sociale de stat. Eu sahăr diabet. Am grupă pentru sahăr diabet. Și tensiune până 280. Și îmi dădea pentru căldură de iarnă, îmi dădea 500 de lei și pentru medicamente. Iată, aici mi le-a cumpărat un om. Și ei nu le tăiet. Pensionarul mai spune că nu a primit un răspuns de la minister, chiar dacă au venit în localitate, ca să descălcească situația în care spune că s-a pomenit. Am cedat de 3 ori greva și a zis că va veni la fața locului și va examina. Și fapt că au venit și nu vor să dea niciun răspuns până azi. Data de 7 au venit și până astăzi nu au dat niciun răspuns. De partea cealaltă, reprezentanții Ministerului Muncii și Protecției Sociale afirmă că după prima vizită a protestatarului a fost formată o echipă inclusiv cu specialiști de la Inspecția Socială care să facă lumină în acest caz. Au mers și la fața locului, dar raportul și concluzia finală încă nu este gata. Din păcate, domnul nu prea ne-a dat răgaz, adică dumnealui dorește aici și acum să fie rezolvată problema în aceeași zi. Am avut la săptămână o săptămână la dispoziție, dar din păcate nu am reușit pentru că e nevoie de a ne documenta, de a cerceta toate materialele. În acest motiv, domnul iarăși a revenit aici. La mijlocul lunii ianuarie, atunci când bărbatul a protestat în același mod la minister, o echipă TV8 l-a surprins. Atunci amenajase patul în curtea instituției, mai aproape de scări. Dacă el a fost cineva la mine acasă, nu mă gândesc, dar unde mă duc eu? Eu vă arăt că am 280, 260, 270, eu nu mă duc zilnic că el de acasă, mă cât până la stal, mă duc, pot să mă duc să-mi cumpăr o pâine. Iar în noiembrie tot el a protestat, tot cu un pat improvizat după el, doar că deja în fața Ministerului Afacerilor Interne. Atunci s-a plâns că era victima unei escrocherii. Potrivit lui, două bănci comerciale din țară i-ar fi sustras sume mari de bani de pe conturile bancare, iar dosarul deschis pe acest caz a fost clasat la scurt timp. Voia cu tot din adinsul să ajungă în audiență la ministra de interne. Și am dreptul să-mi rezolv problema, pașnic. Nu stau aici, eu sunt bolnav, sunt invalid și stau aici noaptea și ziua să stau, e foarte frig pentru mine. Reprezentanții Ministerului de Interne declarau atunci că o lună mai devreme persoana fusese deja primită în audiență, iar cererea sa fusese transmisă la procuratura din Cahul.